Salutare! O să vă vorbesc despre complexitatea minții și prostiei. Complexitatea minții egal prostia minții. Mă duc astăzi la cafeluță, înțeles? Și îmi spune un tip, Laurențiu, vreau să spun o chestie care mi-a zis-o un om. După părerea lui, înțelept. Chelam omul respectiv, în relata acest amic, că n-a mâncat carne toată viața. Și acel, așa zis, înțelept, i-ar fi spus amicului ăsta, vaca a fost creată ca să dea lapte pentru om, nu să fie mâncată. Bineînțeles, am zâmbit și m-am uitat așa la individul ăsta și am zis, este doar o aberație. Este o ființă care, ca oricare altă ființă de pe planeta asta, hai să-i spunem, din conștiința asta, e și absurd să zic de pe planeta asta, din conștiința asta, care are viață și laptele, nu era pentru om, era ca să hrănească viței, corect? Ca să perpetueze specia mai departe. Iar idiotul ăsta înțelept, pe care el se credea înțelept, el nemâncând carne, bineînțeles că creează ceva împotrivă. Nu sunt nici pentru carne, nici împotriva ei, ca și idee. Da? Și el a crezut că, bineînțeles, dacă el nu mănâncă carne, vaca a fost făcută să dea lapte. Nu, dragule, n-a fost făcută ca să dea lapte ție, ci vițelului. Bineînțeles, dacă ești dibol în gândire și tu ești un bou. Corect. Adică nici n-ai putea altfel. De asta spuneam complexitatea minții. Mintea complică lucrurile când ele sunt vizibile, clare. În ce direcție ar trebui să se ducă. Numai că omul le complică. El întotdeauna își va susține propriile lui idei și, bineînțeles, ca și susținere, îl bagă pe Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat vaca ca să ne dea lapte. Du-te, bă, de aici! Păi de ce, mă, să iei tu laptele? Dumnezeu a lăsat albinele ca să iei tu mierea, a? Du-te, bă, de aici! Mierea este pentru supraviețuirea lor. Că omul profită și ea, bă, asta nu înseamnă că este corect, bineînțeles. După un idiot din ăsta, Dumnezeu a lăsat și albinele ca să le luăm mierea și, bineînțeles, a lăsat... Ce naiba n-a mai lăsat, că a lăsat totul. Mintea umană este complicată, dar idiotă. Ca să poți să asculți un sfat de la cineva, omul respectiv trebuie să-și fi depășit eul mental complet. Că el nu are frici, nu are frustrări, nu are dorințe. Omul ăla poate să-ți dea un sfat, în mod direct, practic, și fără ca să-și aducă pentru susținerea lui în discuție. Pe Dumnezeu! Dumnezeu a lăsat! N-a lăsat, bă, nu ți-a lăsat ție! N-a lăsat nimănui! Nimic, și tu ești un animal cu neu mental, nu ești mai mult, tu ca om. Omul e singurul om care nu crește natural. Nu, corectez. Omul e singur animal care nu crește natural. Toate animalele cresc natural, fiindcă n-au neu mental. N-ai să vezi maimuța că începe să-și facă manicura, pedicura. N-ai să vezi maimuța că vrea să-și încălzească mâncarea. N-ai să vezi cărăbușul că vrea să se odihnească, că a muncit prea mult, sau furnica. N-ai să vezi așa ceva. Ele fac exact ceea ce le e natural lor. Omul nu face niciodată. Natura omului este să se ducă la sursă. L-ai văzut? Ați văzut oameni care ating sursa sau se duc la sursă? Când apare unul și zice, eu și tatăl suntem una, alții și după 2000 de ani îi recită numele
și zic alef fără să înțeleagă. Dar omul ăla era pentru perioada aia de atunci. Omul ăla și-a atins naturalețea lui și-a împărtășit-o celor de atunci. După ce trupul lui a murit, bineînțeles, s-a dus cu totul. Au mai apărut. De la el încoace, foarte mulți au apărut. Dar la fel au fost pentru perioadele respective. Nu e nimic de recitat, e doar de o trăire foarte naturală, fără simțământ de existență, fără emoții, fără sentimente, fără gânduri și gânditor. E natural și pur. De aceea complexitatea minții este absurdă. Te duci într-o biserică și o să spună, n-ai voie cu unghii negre, bineînțeles, făcute negre sau batic, îți trebuie batic în cap să nu fii vopsită, să nu fii pe ciclu, să nu fii parfumat, să nu. Dar cine ți-a spus, mă? Cine v-a spus asta? A venit Iisus să vă spună așa ceva? În casa Domnului nu se intră. Băi, totul e dintr-un Dumnezeu într-un Dumnezeu. Casa Domnului e peste tot, mă, și în baie la tine. Și pe lac, aici în spatele camerei este oltul, este splendid. În niciun caz, casa Domnului undeva creat de om. Cum omul a creat pentru Dumnezeu casa lui? Adică creatorul de miliarde de sori a avut nevoie de un om ca să-i construiască casa și să fie casa lui. Bă, casa lui e tot universul. Exact ca ăla care spunea că Dumnezeu a lăsat vaca ca să fie el hrănit. Mintea este complicată de proastă, complexă de proastă. Ea când este eliberată de eul mental, atunci poți să spui că inteligența curge prin tine și înțelegi lucrurile așa cum stau ele. Nu cu păreri personale că Dumnezeu a lăsat. Nu. Nu. Omul are reguli de genul. Niciodată în dumnezeirea n-are reguli. Este să scapi de toate regulile, inclusiv de tine. Bun. Complexitatea minții. Prostia minții. Dacă ai iubire față de Dumnezeu, vezi că nu este iubirea lui Dumnezeu. Ține minte, iubirea lui Dumnezeu e diferită față de iubirea față de Dumnezeu. Dacă în conștiința ta este iubire față de Dumnezeu, înseamnă că sunteți trei acolo. Tu, cel care ești, Dumnezeu și iubirea pentru El. Sunteți trei. Iubirea lui Dumnezeu se poate trăi în una. Că nu există trei. Există una și atât. Da, să nu fii viclean să spui că ai trăit una și acum sunteți trei. Bă, nu. Când se trăiește una, rămâi una. Nu mai poți să te întorci la dualitate. În niciun caz. N-ai cum. Așa că oriunde vă duceți, indiferent pe cine întâlniți, că este om spiritual, că este yogin, că este preot, că este brahmin, că este yogin, că este ce măsa nu este. Dragilor, una se găsește prin multă muncă. Uite, vorbim de 9 minute. Complexitatea minții, bineînțeles, prostia minții. Așa m-am încălzit de la soare. Cam așa. Ești și tu. În razele lui. În fiecare moment. Tot universul e în el
și zic, ala, că Dumnezeu e în tine, nu e valabilă. Este veche, este precară, cum să fie creatorul de sori în tine. Bă, toată manifestarea asta, suntem în el. Creatorul de sori l-ai băgat într-un om, de zici că omul e special, de la așa se crede. Nu e în animal, animalul n-are suflet, e în om. Iarăși complexitatea minții idiote. Cum mă să fie? Bă, toate obiectele, inclusiv soarele, spațiul, pământul, sunt în Dumnezeu. N-au cum să fie în afara lui, fiindcă n-ar exista. Iar pentru Dumnezeu reprezinți, sau cel puțin, hai să spunem, în ochii lui, sau mai bine zis, în percepția lui, nu e nicio diferență între câine, copac și om, absolut nicio. Dimpotrivă, omul este compătimit pentru că, chiar dacă el are un eu mental și poate prin el să se întoarcă la sursă, totuși el nu face. Măcar copacul, câinele, floarea, n-are nicio vină, fiindcă nu are posibilitatea să se întoarcă. Dar tu, om, cu eu mental înzestrat, care te crezi împărat, ești doar un cerșător, cu gândul la Dumnezeu visător, dar ești doar, prin ale minții, gânduri, aviator. Ciao! Ciao, vă aștept la evenimentul din septembrie, vă aștept pe grupul privat, online, față în față, ca să scăpăm de ipocrizia sau complexitatea minții. Ciao!